Ce-ți face dacă într-o bună zi v-ați trezi cu o moștenire de la unchiul din America? Ei bine, Harry, băiețelul care spală vasele în fiecare duminică dimineață și își servește părinții cu o cafea și a făcut cele mai fanteziste vise. Va cumpăra o mașină de lux pentru tatălui, își va lua o motocicletă, își va cumpăra absolut orice, fără nicio problemă. Dar surpriza este de proporții. Harry se trezește, în schimb, cu un papagal cenușiu african, unde mai pune la socoteală că nu se dădea în vânt după o pasăre prostuță care doar imită sunete. După ce este evident dezamăgit, băiatul află lucruri uluitoare. Med vorbește, gândește, dezleagă rebusuri, comentează știrile politice și face chiar și teme. O adevărată comoară despre care cei din afara casei nu trebuie să afle. Jurnaliștii sau coții pot să fure această pasăre rară. Și chiar oamenii de știință ar fi foarte interesați să studieze un astfel de fenomen. Cartea este ușor de citit, plină de fapte și dialoguri, așa că este potrivită pentru copiii care nu prea au prins gustul lecturii. Asta în condițiile în care știm că 40% dintre adolescenții români au mai puțin de 10 cărți pentru copii în casă și au dificultăți de citire. De aceea recomand cu încredere colecția Haz Râspe Săturate de la editura Aramis. În aceeași colecție au mai apărut povești din strada Broca, Căruțul de apă sau Alice devine vedetă. În plus, o carte în care eroii sunt copii ai zilelor noastre are mai multe șanse să capteze atenția pentru că tinerii se pot identifica mai ușor cu personajele și întâmplările din paginile volumului. De Peter Veri este un băiat care se simte destul de singur și prietenia cu Med îi schimbă viața. Med îl ajută la lecții, joacă împreună șah și monopoli. Părinții de asemenea nu-și mai amintesc cum s-au descurcat fără acest papagal. Desigur că o astfel de pasăre nu există decât în imaginație. Dar imaginația face parte din universul uman și mai ales al tinerilor. Lor le place să viseze la întâmplări și ființe năstrușnice, iar oamenii mari nu ar trebui să le taie elanul. Pentru că multe invenții importante ale omenirii au fost mai întâi în imaginația unui om, care nu a încetat să creadă în visul lui. Nu știu ce ar ajunge Harry la vârsta maturității, eroul din Harry și Med, dar e posibil să fie fermier într-o căsuță construită în secolul al XVII-lea la câțiva pași de casa părintească, unde scrie cărți ca Harry și Med, Babe sau Copilul Zăpăcit. Și asta pentru că autorul, Dick King Smith, a citit mult când era copil, iar părinții lui l-au încurajat să viseze și să scrie. Altfel, nici nu se poate. Un autor de cărți pentru copii rămâne în sufletul lui un copil.